ziua, în primul rând. Ne așteaptă, vine o partidă foarte grea, o echipă foarte experimentată. Au câțiva jucători care pot face diferența în orice moment. Golovka, Roman, spre exemplu, au un atacant foarte, foarte puternic pe Cucu. Îl știu de când eram chiar în Liga 4 la Arad, la UTA. Și foarte bun jucător. Trebuie să fim atenți, să nu primim gol, că în primul rând asta e cel mai important, să nu primești gol. De dat, sunt sigur că vom da. Acum sperăm să obținem cele 3 puncte. Ai dat un super gol, primul tău gol în Liga 3. Acum ce așteptări ai în continuare? A fost greu să spargi gheața. Da, a fost greu să spargi gheața. Mă bucur că am marcat, dar pe de altă parte sunt foarte supărat că n-am obținut cele 3 puncte. Ceea ce cred eu că meritam, după ce am arătat în primele 60 de minute. A venit meciul de la Mediaș, la fel am condus foarte mult timp, după aia am pierdut. Așteptări personale, sincer, nu am. Am doar cu echipa și vreau și cred că ne vom salva de la retrogradare. Atunci când aproape toți jucătorii au plecat, tu ce ai zis? Ce am gândit? De ce ai rămas? În primul rând am rămas pentru mine. Să-mi fie mie bine să joc cât mai mult, că asta e scopul, și să o fac cât mai bine. Unul la mână, eu când am venit aici nu prea aveam experiență. Am venit din Liga 2, am prins foarte puține minute. Cred că am avut 8 jocuri, 7-8 jocuri, în care 5 titulari. Și am zis că trebuie neapărat să rămân, să am cât mai multe. Nu m-am gândit la bani, m-am gândit doar să rămân, să-mi fac jocuri în picioare și să salvăm echipa. Să rămân în prima ligă și să salvăm echipa. Care sunt echipele care se bat pentru ultimele două locuri? Ultimele două locuri? Sper că nu noi. În cel mai rău caz să fim la baraj, cel mai rău caz, dar cred și sunt convins că ne vom salva și că nu vom ajunge la baraj. Unde te simți tu cel mai bine în teren și dacă cumva ești genul de jucător care preferă să ai mai multă libertate în joc sau să stea antrenorul cu gura pe? Nu, prefer să am mai multă libertate. De obicei joc unde mă pune antrenorul și mă simt bine oriunde. Mă simt și în stânga, ori în dreapta, ori în spatele vârfului. Mă simt bine, deci nu am o preferință. Golul a venit din stânga. Putea să vină și de dreapta, dar vine și destul de bine și cu stângul. Nu e problema unde joc, unde mă pune antrenorul, încerc să-mi fac treaba, cât mai bine. Care e cea mai mare problemă echipei Pavlui Târgu Jiu, în afară de concretul interesant? Să-ți strânge victoria, de ce ne lipsește? Da, ne lipsește foarte mult victoria. Am avut-o în mână, de fapt le-am avut în mână două victorii și le-am scăpat. Sperăm să nu mai scăpăm victoria vineri. Să țină rezultatul de la 40 până la final. Doamne ajută! Care crezi că e diferența între, sau e o diferență mare între eșalonul secund și prima ligă, în opinia ta? E o diferență destul de mare ceea ce privește organizarea jocului. Mi se pare cel mai... Sunt jucători mult mai experimentați în prima ligă, plus condițiile de antrenament, de vitaminizare și poate nu neapărat de bani. Asta v-am spus, nu prea îmi stă capul momentan la bani, sunt tânăr și trebuie să mă afirm ca să ajung să câștig. Și angajamentul fizic? Angajamentul fizic s-ar putea să fie un factor, ceea ce este mult peste Liga 2. Mulțumesc. Pentru momentul nu fac pronosticul, sper doar să luăm cele 3 puncte. Atât. Cele două meciuri de acasă. Da. Botoșani și apoi... Cel puțin 4 puncte. Cu câte puncte crezi că anului ar fi cel puțin pe loc de baraj la finalul? Nu vreau să fac calcule. Vreau doar să ne salvăm și atât. Luăm fiecare meci pas cu pas și sperăm să o ducem la capăt, să ne salvăm. 27-28 de puncte ar fi... nu mă pronunț. Ca și puncte. Cu 27. Mulțumesc și eu. Pe pare.